fac așa. Da, de știi. E, atunci ați foarte și mai mândră de tine dacă știi. Bun. Să tragă un pui de somn cățelușul, da? Comanda se numește mor, dar înseamnă culcă-te pe o parte cum ne culcăm noi în pat cu capul pe pernuță. Bun. Mergi cu el înainte și înapoi. Uite, a dat-o puța. Așa, așa, ia. Bravo. Și cealaltă, foarte frumos. Și ai mai avut o figură, că își pune lăbuțele. Ia să te văd. Bravo! Și acum te rog frumos să faci același lucru, dar cu fața către ei, că ei ți-au văzut doar spatele, da? Să tai o lăpuță, cealaltă lăpuță și amândouă. Ia să vedem. Să știți că el și-a adresat singur cățelul. Eu vă repet, eu l-am întâlnit ieri aici la Pet Fest. Eu nu-l cunosc pe băiețel personal. M-a impresionat la concursul de dresaj pe care l-am jurizat împreună cu alți doi colegi de-ai mei. Din 10 câini era locul la 3-lea. Fii devansat de niște oameni adulți ca noi. Bravo! Super! Bun! Mai să ne arăți ceva? Ia să vedem. Arată-ne tot ce știe cățelul tău. Uite! Uite a făcut acum. Ai văzut? N-ai văzut de el. Bun. Hai să ieșim cu ea. Aude căței lătrâni. Da? Bravo! Mergem mai departe? Da. Bun. Vreți să o vedeți pe Daisy lucrând? Ia să vedem. Înainte și înapoi. Bravo! Vedeți cum dă din codiță? Bun! Du-te acum undeva pe centru și fă un șez frumos. Nu trage de lesă, cu recompensa la boticul ei. În tehnicile moderne de dresaj, noi folosim aproape deloc trasul de lesă. Încercăm să motivăm câinele prin limbajul trupului nostru, prin atingerile noastre și recompensarea execuțiilor pe care noi le dorim, da? Folosim foarte rar lesa, doar ca avertizare și ca atenționare să se uite la mine. Atâta, ok? Bun! Pune și patru picioruși în poziție, ia să vedem. Atâta, că știe. Mâna un pic mai sus. Bun, ia dă-mi-o mie.